Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Bine v-am regăsit la un episod de Roblox! Da, vă vine să credeți, astăzi filmăm Roblox și ne jucăm pe harta asta super tare, Spider. Poți să fii chiar tu, păianjenul ăla cu multe picioare, care arată așa super îngrozitor. Și suntem la o cabană, trebuie să scăpăm. Vedem acum despre ce este vorba. Ia, uite și drăguț! Uite, un șoricel și o volan. Și vulpița asta are tricou cu vulpițele și hudina și... Super! Sunt eu aici, salutare, salutare! Salute și hudinii, ia uite, doi cu pizza, cu căști, uite un păianjen și asta da. Blondă cu tricou la Mamă, verde sunt eu. Pe tine te-a mușcat păianjenul Foxy. Eu sunt păianjenul? Da, pe tine te-a mușcat păianjenul, mamă. Ai, de capul meu, ia uite cum fac! Te-ai transformat în păianjen. Mamă, hai să vedem ce se... Asta e povestea. Asta e povestea. Deci sunt aici cu un Bob, care râdem împreună, ne distrăm bine la făcut de tabără și știi că sunt un copil excepțional. Da, și că e mândru de tine, exact. Eu sunt cea mai tare în parcare, cam așa ceva, mă laudă unchiul ăsta. Și știi că e foame. Așa și stăm aici la, îmi zice, povești din astea. Știți voi de povești care? La foc de tabără. Exact. Și... Opa, se aude un zgomot. Da, nu-l auzim, dar zice ce se aude și... Aparent zice că probabil că nu e nimic, dar, dar vrea să meargă să verifice și totuși. Și pleacă și mă lasă singură aici. Unchiule Bob, nu te duc! Nu pleca, nu că e sigur e ceva acolo. Știm ce se întâmplă în filmele astea. Nu, niciodată nu trebuie să verifici. Aoleu, uite. Ran, că l-o prins. Deci eu acum trebuie să fug. L-a prins pe unchiul Bob. Am fugit. M-a dus să-l chem ajutor. Dar ce ajutor, Foxy? Că tu ești păiangă, nu? Asta-i. Când încolo eu sunt acel păianjen. Da. Și acum tu ești în așteptare. Ia uite cum arăți. De ce n-am față? Nu știu, ești fata fără față. Uai, de capul meu. Am și mâinile rupte. Și n-am nici față. Ia plimbă-te pe aici să vedem. Hai de capul meu. Mamă, ce păianjen horror ești. De ce cu picioarele astea urâte rău? Nu știu, Foxy. Ești păianjenul horror. Uai, ce horrorus. Mamă, nu-mi vine să cred. Dar n-am nici față și picioarele astea rupte. Gata, acum te-o dat pe hartă. Bun, acum du-te și prinde-i. De pe control pui pânze pe jos, dar nu pune aici. Nu pune pe la intrări, știi, ca să nu scape. Unde-i văd pe aici, pe așa. Și cât durează pânza asta? Păi stai aici la nesfârșit până când o calcă cineva. Am înțeles. Ia uite. Prinde-l. Dar nu pune așa multe, pune pe la intrări, știi? Scuze, sorry. Că ai mai încă 6 doar. Cum deschid ușa? Pe click, da. Vino încoace. Ia, vino încoace. Prinde-i, Foxy. Sunt păianjenul ăsta fără față. Ius, ești cel mai creepy păianjen. N-o să scap de mine. Vino încoace că sunt păianjenul. Uite, pune-le aici pe scări o pânză. Spânza aici. Nu, ai pus pe partea aia alta. Vino încoace. Nu de toți capă ăștia. Stai că pun aici, mai pun aici o pânză. A, și aveți că mai ai 4 doar. Ia ce urâtă-s. Mamă, acum îl prinzi, vezi că e în pânză, du-te la el. Niam, vino încoace. Așa l-ai prins, mamă, cum îl halești, Foxy. Te-am prins. Du-te mai în față. L-ai halit. Te-am halit, uite. Gata. Mai pune o pânză acolo, iară. Pentru dome, cu tine. Așa, bun, ca să nu mai scape nimeni pe aici. Hai, capul. Unde s-au dus? Ia, uite! Am văzut-o pe fetița cu tricou, cu vulpițele și udina și vină încoace. Mamă, prinzi acum. Te prind. O, că-o scăpat. Ocolit, cum o reușit? Ocolit pânza. Păi, te așteaptă vulpița, ai văzut? Da, vezi că mai ai 3 pânze. Mai pune pe la ușă. Pune și eu aici, da. Exact, pe la ușă, așa, știi că dacă merge la ușă și nu are pe unde să treacă. Doamne, ce păianjen oribil sunt. Doamne, n-am nici față. Uite aici, îl prind. Îi pun și aici o pânză, na. Mamă, ai pus peste tot acum, mai ai încă o pânză. Îl pun aici. Gata. Ai împânzit locul, Foxy. Na, acum să mai văd. Aici, oare dacă mor, dacă mă arăt? Nu, tu nu mori. O să cazi. Mamă, ce păianjen. Păi, dar eu nu înțeleg de ce n-am față. Păianjenul fără față. Ești păianjenul faceless. Da. Doamne. Cred că i-am văzut afară. Păi ia la ei, mamă, prinde-i. Ei, veniți încoace. Oh, cineva ți-a scos pânza. Ți-a scos-o, s-a băgat în ea. Mamă, acum trebuie să prinzi pe cineva aici, Foxy.
Trebuie să prinzi pe cineva, Foxy, aici. Veniți încoace. La afaceria asta. Uite, ce are în mână? Spray. Are spray-ul. L-ai prins, l-ai prins. Dă-i, dă-i, dă-i. Nu mai apucat să dea cu spray-ul. L-ai mâncat. Îl mănânc, îl mănânc, îl mănânc, te mănânc, te mănânc. Gata. O picat. Du-te și prinde pe altcineva acum. Nu vine să cred că avea spray-ul și... Mamă, uite, vezi aici iară pe cineva. Aoleo. A reușit să... Au, o prins, o prins, o prins. Du-te, du-te, du-te repede. Mamă, te-ai blocat acolo, Foxy. Revino-ți. Cam târziu, cam târziu. Aoleo. Am noroc că m-am blocat. Are noroc că m-am blocat. Da. Era s-o prins, dar te-ai blocat acolo. Hai să mai ies afară. Oh, uite pe cine am mai văzut. Ai mai văzut pe cineva acolo? Adică aproape că am prins-o. Du-te repede și mai prinde. Mamă, dar n-au prea reparat nimica pe aici, aparent. Ce merge pe ea în genul ăsta așa încet? Păi așa merge, îți dai seama ca să nu-i prinzi așa ușor pe toți. Mamă. Te prind. Nu mi-i chidei ușa că știu să o deschid. Păi ea în genul se descurcă. Ia uite. N-a ce tare. Am văzut pe cineva. Aaaa! Moarte? Nu te băga în foc, cred că da, nu știu. Ia, îți scurie asta. A, nu, e prietenul tău focul. Da, eu sunt prietenă cu toată lumea pe aici, în afară de participanți. În afară de restul lumii. Pe ei vreau să-i mănânc. Ia uite! Vrea să-ți dea cu spray-ul. Ai prins-o, ai prins-o, ai prins-o, bravo! Am prins-o, am prins-o! O mănânc, o mănânc, o mănânc! O mănânc! Ai prins-o pe vulpiță. Delicioasă, delicioasă. O vrut să-ți dea cu spray-ul și ai prins-o. Ui, ce tricou drăguțoare. Mai tricou mai rămas de ea și toată. Mamă. Hai să vedem cine mai rămas. Ia uite încă o fetișcană. Te prind, te prind, te prind. Te prind, Sara, te prind. Vino cu acei, că te-ai prins. 5 minute mai au să scape. Mamă, vezi, da, uite, că au deschis ușa. Au scăpat. Nu! Au scăpat, două persoane au scăpat, cred. Nu se poate. Au scăpat de pe Yangan. Au măgâri, uite pe cea bună, Foxy, salut. Hai să mătăm încă o dată play. Poate mai pic o dată pe Yangan. Mamă, e destul de greu să pic. Eu n-am picat niciodată până acum. Doamne, ce tare. Ai avut noroc că ai picat pe Yangan. Bă, da, au venit pe Yangan ăla repede, m-a înțepat pe mine. Dar eu am crezut că mă fac Spider-Man. Când încolo nu a fost așa. Deci ai crezut că o să fii Spider-Man și o să arunci cu pânze? Da. Eu așa am crezut, înțeles. Dar se pare că am fost pe Yangan gen și cam atât. Dar practic și aici arunc cu pânze. Pun capcane. Da, 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 le pui capcane, dar nu poți să tragi cu pânze după ei. Yay, Denisa Răceanu zice, mă bucur că m-a prins. Da, te bucur că te-am mâncat pe Yangan. Ia uite. Ia uite cum stăm noi aici. Pe cine o să muște pe Yangan? La cine ți oprește oare? Nu știu. Cum ar fi să se oprească chiar la tine? Nu. Îl ia pe un băiat cu pizza, pun pariu. Ba nu, l-a luat pe băiețandru ăsta la alt. Ăsta așa frezat. Ia da, uite. Mamă, l-a prins Foxy. Oare cum o să arate? Scurioasă, că eu n-aveam față, eram cel mai creepy. Nu știu. Nu, acum dați acolo, votați skip ca să nu mai vedeți încă o dată povestea am văzut, cu, am văzut, cu unchiul Bob. Am văzut povestea, acum știm despre ce e vorba, dar numai... Haide, votați, 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 să sărim peste partea asta în care îmi povestește unchiul Bob amintiri din copilărie. Deja le știi amintirile păi din bunii, copilărie. Păi bunicule, unchiule, am văzut, mie mi-a zis povestea asta de 100 de ori, de fiecare dată când ne întâlnim aici de tabără îmi zici. Haide! Haide! Ia uite, iară, ce e zgomotul ăla? Haide, o persoană trebuie să mai voteze să scăpăm. Încă o persoană! Cred că doarme persoana asta. Cred că ascultă povestea lui unchiul Bob. Poate nu știe, da. Da, da, da. Cred că vrea să vadă cum e povestea. Acum, unchiule Bob! Nu! A căzut fugi! Jos! Fugi! Am fugit și eu, fug! Gata, uite acum, fugi! Bă, ce față am! Ce față ai, ce față ai! No, acum, îți curioasă cum arată păianjenul ăsta? Am ajuns la cabană, de aici trebuie să evadă. Dar acum trebuie să ai grijă mare, că dacă te prinde, e gata. Ia, ce drăguț sunteți voi! Șobolănel, ai un șobolănel pe umăr. No, hai să căutăm și noi chestii, să găsim. Da, trebuie să găsești cheițe, dar habar n-am cum le folosești, sincer. Știu. Eu știu doar că este cheița portocalie pe care o folosești să iei spray-ul. Mai mult de atâta nu știu. Mamă, l-o prins deja. L-o prins deja, da. Ai grijă. Dar unde putem găsi noi? Uite o cheiță verde. Stai, cum o iau? Dai click pe ea, dați-o furat-o. Ok.
Ți-o luat-o înainte? Nu, ei bai, se descurcă. Poate oricum, sincer, mai bine să folosească ei, că ei știu, uite aici, aici se folosește. Bravo, bravo, foarte bine că ai luat-o tu. Nu, vezi că și aici ar trebui să fie chestii. Uite, ia portocalia asta, știu ce faci cu ea, te duci aici spre, du-te sus, la etaj, numai să nu te prindă. Așa, să zici pe unde să merg. Și dacă o scos cineva cu ranga lemnele, poți să iei spray-ul. Uite pe aici așa. Și aici undeva, deci ma, vine pe ea în genul. E pe aici? Da, da. E acolo, fugi, Foxy. Păi și pe unde mai pot urca? Păi pe aici numai. Dar să aștept să, să plece de acolo. Dacă pleacă de acolo de sus. Hai că-l pândesc. O coborât? Nu știu dacă coborât, că nu l-am văzut. A, uite, coboară, stai să văd coboară, în ce direcție merge. Coboară, da, poate merge în altă direcție. Cred că s-a dus altundeva. Sau vine spre tine, nu-mi dau seama, s-a dus. Nu știu. A, uite, acolo, da, stai acolo. Du-te acum repede. O plecat, așa? Cred că da. Bun. Așa, bun, du-te sus. Bagă-te în pânză, s-o iei, sau lasă bine că ai trecut pe lângă ea. Ai grijă aici. Aici? Nu, nu, în spate, te întorci înapoi, acolo, în stânga, în stânga, stânga. Aici? Uite acolo, da, acum o spart. Bun, acum desfac acolo cu cheia. Cum apasă acolo? Pe 1. 1, ok. A, așa, bun. Și ia de acolo spray-ul. Cum îl iau? Clic pe el. L-au furat. Foarte bine, lasă că. Aaaa, e pe ea în genul, te-o prins. Dă-i cu spray-ul, dă-i cu spray-ul. Te-o prins, dă-i cu spray-ul. Nu te mai salvat, te-o lăsat să mori, Foxy. Pe bune. A, uite-i spray-ul acolo, l-au pus înapoi. Nu mai poți acum, că ai murit. Nimic? Nu mai merge, gen? Gata, te-au mâncat, mamă ce skin are de soldat. Dar ce, s-a terminat? Nu s-a terminat, ai murit tu doar, de pe spectate acum. Bă, dar de ce nu m-ai salvat? Deci o luat spray-ul, și-a lăsat ranga și după aceea l-a pus la loc și-a fugit. Da, nici m-a lăsat, m-ați abandonat acolo. Te-au abandonat, te-au lăsat de izbeliște. Nu-mi vine să cred, ia pe cum arată păiangănul. E soldat. E soldat. E păiangănul soldat. S-a luptă pe... pe front. Ia uite, ce-și caută pe acoperiș, mă! Da, te poți urca pe acoperiș, dar nu știu exact ia cum. Ia uite, mă, e pe acoperiș. Doamne, ce păianjă nebun. Ia uite. Ia uite, bă. Și poate să sară de pe acoperiș. Ia uite ce face. Da. Tu vezi că spionează? Spionează ca să vadă ce face lumea. No, ce chestie. Îți vine să crezi, Foxy? Ia să vedem ce fac restul. E așteaptă acum și sare pe ei. Pun pariu. Ce place șoricelul șobolănelul ăla mic de pe... șobolănelul. Înțelegeți voi. Ăsta, ăsta îmi place. Ia uite că lui ați spray-ul. Băiatul cu pizza. Băiatul cu pizza și cu șobolă. Mamă, dar îi place pizza mult dacă are un tricou, un, mă rog, un, o bluză cu pizza. Bă, nu ești ce face aici la ușă. Hai să vedem. Nu știu. Mamă, m-ai prins pe cineva. Nu! O, ai prins o persoană. Deci o mănâncă. Da. Nu mai poate să scape de domnul păiangăn. Gata, m-a... pantalonii, eu mai... o băgat-o în canal. Băi, o mâncat-o, e gata. Ce mai rămas, o căzut în canal. Mama deci mia, mai nebunie. Doi mai sunt, oare? Da. Da. Mai este blonduțul ăsta și cu fetișca. Aba, nu, mai este, mai este și celălalt cu șobolănelul. Ah, când îl vedeam, prea aceeași persoană de aia. Da, doar că are un șobolan pe umăr. Un șoricel. Mama, hai să vedem dacă reușesc să scape, sunt curios. Ia, uite ce drăguț. Îți place tricoul ei? Îmi place tricoul și skin-ul e super cute. Yeah, drăguț. Mamă, dacă cum stă la pândă domnul păianjen. Da, pândește cam mult, aș putea zice. Eu. Îți dai seama, uite cum stă afară și se uită. Ia uite. Se uită și așteaptă aici la ușă, când ies pe ușă, bam, îi halește. Ia uite ce față nervoasă are. Tu vezi? E cam supărat, da? Domnul multe picioare. Oh! Mamă, i-o dat! Ce i-o dat cu spray-ul! I-o dat cu spray-ul, e gata, 20 de secunde, nu mai mișcă. E foarte tare când îi dă așa cu spray-ul. Da, îl întoarce cu burta la deal. Uite, îmi place, îmi place. E spray din ăla pentru insecte. Ia uite. Săracul păianjen. Ajutor! Ia uite, mare donație de 10 lei de la Alexandru Mocanu! Hei, mulți am! Forță! Noi filmăm episodul în timp ce suntem pe live. Mulțumim pentru donație, Alex Mocanu. Mulțumim, mulțumim. Te respect. Salutăm și noi. Salutare, salutare. Ia, uite pe ăsta se bagă în canal, mă. Nu-i normal ăsta. Da, a, tu vezi ce-o făcut? M-a pus acolo, da, ca să nu mai poată să iasă. Ai,
ridică mâna, ce șmecher e păianul. Când iese, se prinde direct în pânză, știi? Ia uite, bă! Mamă, a trecut și gardul cu el, fii atentă. Doamne, dar nu-i normal păianșul. Ia uite ce fac. Ai, în pod, n-am ajuns niciodată aici. Uite ce chestii. Da, s-a urcat în pod, dar nu știu dacă poți să faci chestii multe aici în pod. Nu știu, să vedem ce face pe aici. Sunt curioasă. Mamă, super tare. Ha? Nu, n-ai găsit nimic. Nimic, hai să vedem ce mai face. El a găsit ceva aici, ce-a găsit? Oh, cheița galbenă, dar nu știu la ce folosește cheița galbenă. Nu știu nicio. Hai să vedem unde se duce și ce face. Mamă, e ok, o luat una mov. Mamă, asta mov e ultima. Asta dacă o iei, poți să deschizi ușița. Oh, gata, scapă. Bravo, felicitări! Felicitări, au reușit să scape! Mamă, forță! Deci cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut și mai vreți să vedeți Roblox pe canal, nu uitați să vă abonați, să lăsați cele mai tari comentarii. Deci vă abonați, să lăsați comentarii tari. Instagramul meu este foxy.mista. Vă pup și ne reauzim data viitoare. Pa, pa!